Fingă... A, dar vreau să te întreb și eu ceva. Va fi doar o echipă din am. E adevărat cu fuziunea ce a apărut în presă? Nu te miniți externe acolo, mă, nu eu. E ceva adevărat cu fuziunea? Care fuziune? CS Dinamo cu Dinamo 1948, autorul Dinamo. Păi Dinamo noi, din noi ne dorim lucrul ăsta de anul trecut, dar nu putem să ne asociem cu cineva care au datorii. Păi și gata, s-a terminat pe ăsta. Legea scapă de datorii și gata, devine o echipă. Nu permite legea cam cum ar fi Ministerul de Interne să plătească datoria altora. Corect. De ce dacă ajung pe zero mâine? E problema, nu problema, e dorința mea. Dacă voi putea și cu ajutorul altora. Ăsta e proiectul tău de suflet. E proiectul meu de suflet, când e gata stadionul să facem un singur Dinamo. Să fie un singur Dinamo. Și ai șanse? Eu spun că da. Bun, aici trebuie să intre și Badea cu Dinamo-ul lui. Și el trebuie cooptat. Că și, nu? Pe păi toți trebuie cooptat. Toți. Care... Toate Dinamo-urile. Toate Dinamo-urile. Și tu crezi că atunci când veți inaugura stadionul, tu crezi că va fi un singur Dinamo puternic? Eu asta îmi doresc și asta vreau să fac acum. Tu îți dai seama, Horia, că lucrul ăsta, să reușească lucrul ăsta, să unească Dinamo pe un stadion nou, un rapidist? Da. Bine, că, fi, nu bine că nu reușești tu, care ești terist. E ca da. Și cum tu mersi frumos. Hai să încheiem, că facem prea multe dezvăluiri. Știi care e problema la mine? Eu recunosc cum am fost iubit la Rapid, n-am fost iubit la Dinamo. Dar oricât de rea e prima mamă, tot Dinamo rămâne. Am înțeles. Eu am spus-o asta și o repet. Mai cum am fost iubit la Rapid, am fost iubit nicăieri, le mulțumesc mult de tot galeriei și tot ceea ce s-a dat Rapid pe acea vreme. Dar na, Dinamo e Dinamo. Ținând cont și de cele spuse. Și ai să mai spui ceva? O bombă pe care mult o știi, dar tu nu știi, că nu mai ai apucat. Eu în toate meciurile cu Dinamo, cât am jucat la Rapid, nu am jucat. Știa toată lumea. Da, asta să și vorbea. Vine meciul cu Dinamo, Lupo, o să aibă ceva. Asta o știam, dar nu de la mine. N-ai vrut tu din respect. Da, niciodată. Și era Nea Mircea antrenor și spuneam, Nea Mircea, nu mă băgați să joc, te rog eu frumos. Făcea Nea Mircea, stai bă, liniștit, că aia toți 2-3 lângă tine, stai liniștit, nu-s o problemă. Și n-ai jucat, n-ai vrut să joci, din respect, nu? Pentru unde ai fost, nu? Da, nu, eu am iubit Dinamo poate mai mult decât cred alții, dar nu mai contează. Da, iar mă auzi, iar acum jucătorii care pleacă la alte echipe, nu vorbesc neapărat de Sorescu, că Sorescu chiar are o scuză pentru cum s-a comportat galeria cu el. Acum nu mai dau doi bani pe ce a fost și nu, încep la primul, înainte de primul meci, scandează măscări împotriva fostei echipe. Știți de ce? Apropo, și de ce se întâmplă la FCSB, da? Cu Gigi care face echipa, avem o mare problemă de oameni buni. Nu mai avem bărbați.